Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, cuvântul pastoral pe care l-am trimis tuturor credincioșilor noștri, l-am intitulat Am venit să ne închinăm Lui. Și acest cuvânt pastoral vi-l citesc și frățiilor voastre. Am plecat de la un verset din Evanghelia Crăciunului. Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut în răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 2. Din străfundă de dalbe datin, în preajma sărbătorilor Crăciunului, ne vin cele mai minunate cântări și colinde, prin care îl slăvim pe Mântuitorul, Cel ce a binevoit să se nască și să crească, să ne mântuiască. La slujba din ajunul nașterii Domnului, cântarea ne îndeamnă să facem un firesc gest de recunoștință dinpreună cu magii. Pe magi, i-ai îndreptat spre închinarea ta, cu care împreună te slăvim, Dătătorule de viață, slavă ție. Închinare, ca adorare, este cinstirea cu credință ce se aduce numai lui Dumnezeu celui întreime proslăvit. Sfântul Ioan Evanghelistul, în Evanghelia sa, pomenește de închinarea în Duh și adevăr. Înțelegând această stare smerită de interiorizare totală în fața lui Dumnezeu. În Dumnezeu cel întrupat, trebuie să credem, să nădăjduim și spre El să se îndrepte toată dragostea noastră. Iubiți credincioși, atunci când Domnul Hristos a despicat istoria omenirii în două, născându-se în Betleemul Iudeii, magii de la răsărit aveau o singură dorință, să se închine Lui. S-au pregătit îndelung, au adunat daruri, aur, smirnă și tămâie și au pornit la drum. Drum lung, greu, plin de primejdii și de renunțări. Drumul li l-a arătat steaua Lui, steaua credinței, care i-a condus fără greș până la Ierusalim. Acolo însă, în marea metropolă s-au încurcat. Steaua s-a ascuns, iar ei au fost fermecați de splendorile trecătoare ale acestei lumi. N-au renunțat însă la idee. Chiar dacă steaua credinței s-a întunecat, au apelat la sfatul cunoscătorilor, inclusiv la sfatul regelui Irod și la învățaților. Demersul nu le-a fost fără folos, ci au primit răspuns salvator la întrebarea capitală. Unde este să se nască Hristos? Și li s-a răspuns. În Betleemul Iudeii, căci așa este scris de prorocul. Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Matei 2, versetele 4 până la 6. Aflând răspunsul la întrebare,
La întrebarea care îi frământa, au pornit grabnic spre Betleem și steaua lui, steaua credinței, s-a ivit din nou. Și i-a condus până la pruncul Mântuitor și când au ajuns, căzând la pământ, s-au închinat lui. Bucuria lor i-a de negrăit, pentru că au realizat lucrul cel mai important pentru o făptură omenească. L-au găsit pe Dumnezeu și i s-au închinat lui. Drept măritor creștin, postul Crăciunului sau întreaga noastră viață, dacă extindem intervalul, este o căutare a lui Hristos și un drum înspre Hristos. Steaua credinței ne conduce și ne ajută să depășim toate potrivniciile și toate neajunsurile. S-ar putea ca uneori, covârșiți fiind de această lume secularizată și dominată de iubirea de plăcere și de avere, steaua să se ascundă. În asemenea împrejurări, trebuie să-i întrebăm cu insistență pe cei ce ne pot răspunde, unde îl putem găsi pe Fiul lui Dumnezeu, cel născut în Betleemul Iudeii? Eu vă răspund simplu, în biserică și la Sfânta Liturghie. Când preotul pregătește bucata de pâine pe măsuța de la proscomidiarul din altar și o pune pe disc, zice, și veni steaua a stătut deasupra unde era pruncul. În acest moment, proscomidiarul simbolizează peștera din Betleem, iar discul, ieslea în care a fost culcat Domnul Hristos. Mai târziu însă, după ce la liturghie preotul va invoca Duhul Sfânt să prefacă prescura și vinul în trupul și în sângele lui Hristos, pe Sfânta Masă se află însuși pruncul Mântuitor, jertfit pentru a noastră mântuire. Noi cei prezenți ne închinăm lui și ne rugăm cu piozitate zicând, ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta, învrednicește-ne să ne împărtășim cu cuget curat, cu cereștile și înfricoșătoare tale taine. Acesta este momentul culminant al sărbătorii Crăciunului. După ce l-am găsit pe pruncul dumnezeiesc și ne-am închinat lui, ne împărtășim cu el. Vasile Voiculescu are o poezie intitulată Colind, în care subliniază lucrarea miraculoasă pe care o face Sfânta Taină a cumenecăturii în ființa noastră. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Nu făclie ce se stinge, nu icoană ce se frânge, ci El însuși trup și sânge, preschimbat pentru făptură, într-o scumpă picătură, dulcea cuminecătură. Coliba cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, pe bolta de mărgărit, iar în ea soare și stele, cu arhanghel printre ele, în mijloc tron luminos, și pe el Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura, și acolo rămânea, și acum, și pururea. Bineînțeles, și pregătirea trebuie să fie pe măsură. Și zice mai departe colindul, și noi, Doamne, ne-am sculat, colibele am curățat, uși, ferestre, toate noi, Doamne, intră și la noi. Din nefericire, pentru multă lume, Crăciunul rămâne o sărbătoare folclorică la care, în ambianța colindelor, se desfată cu sarmale și cârnați,
aniversând nașterea lui Hristos în absența lui. Indiferentismul religios se găsește peste tot. Părintele Ștefan Anagnostopoulos ne relatează că în Atena locuia domnul Costa. Intelectual pozitivist fiind, nu-l interesa viața religioasă. Însă, de dragul tradițiilor de Crăciun, s-a dus la rudele sale de la țară. N-avea de gând să meargă la biserică. Totuși, după ce toate rudele sale s-au dus la liturghie, mai mult din curiozitate s-a dus și el. S-a așezat într-un loc și privea atent la altar și ce a văzut. Când părintele a rostit, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, și a început să împărtășească pe credincioși, domnul Costa deodată a sărit ca ars și nu-i venea să creadă ochilor. Părintele Gheorghe ținea în mâini un prunc, dezbrăcat până la briu, învelit în partea de jos într-o hlamidă roșie, din pieptul pruncului țâșnea sânge. Creștinii primeau picăturile de sânge și, în continuare, se ștergeau cu acea hlamidă roșie. Peste puțin timp, lucrurile au redevenit ca mai înainte și domnul Costa a strigat în biserică: "Cred, Doamne, cred!" Domnul Costa de Crăciun a devenit un om credincios și s-a închinat lui Hristos. L-a găsit în biserică, acolo unde îl poate găsi oricine. Iubiți frați și surori, aflăm din Evanghelia Crăciunului că magii, după ce l-au aflat pe Domnul Hristos și i s-au închinat lui, deschizând visteriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Ei și-au început drumul cu râvnă, l-au continuat cu perseverență și l-au terminat cu dărnicie. Dar, dacă e mic sau mare, poartă un mesaj. El exprimă dragostea și prețuirea pe care o ai față de o ființă dragă. Este un gest de recunoștință. Oamenii viacului, adică ai momentului, se simt bine și legitim în postura de ființă cunoscătoare. Credinciosul e cineva care vrea în plus să fie o ființă recunoscătoare. Precum magii, de-a lungul anilor, credincioșii i-au făcut Mântuitorului dar. Pe lângă faptul că i-au dăruit inima, și-au adus și darul lor titoricesc, ridicând biserici, așezăminte caritabile și instituții de educație. Nu putem trece cu vederea faptul că anul acesta de Sfântul Nicolae s-au împlinit 90 de ani de când eparhia noastră s-a reînființat, avându-l în frunte pe vrednicul de pomenire, episcop Nicolae Ivan, care a ridicat această măreață catedrală. Acest om al lui Dumnezeu, ajutată de donatori mari nimeni, a construit catedrala noastră, dar și multe alte obiective de interes spiritual. Nici noi nu suntem lipsiți de posibilitatea de a fi darnici precum magii, fiecare după puterea noastră. Chiar dacă trecem prin această perioadă de sărăcie, Dumnezeu așteaptă să dăruim, după cuvântul părintelui Nicolae Steinhardt, nu din prisosul nostru, ci din neavutul nostru, din ceea ce ne lipsește, că dăruind vei dobândi. Pe plan național, este în plină desfășurare opera de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. Iar pe tărâm eparhial sunt o sumedenie de obiective pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor buni, le
vom ridica. E spre finalizare centrul de îngrijire paliativă Sfântul Nectar. Au demarat lucrările campusului teologic Nicolae Ivan și în primăvară vom începe așezământul misionar social Sfântul Apostol Andrei și mănăstirea Sfânta Elisabeta și multe alte lucrări. Toate acestea cer din partea noastră dărnicia și jertfelnicia magică. Și ca și acelora, dărnicia ne va fi răsplătită, iar dărnicia și mărinimia nu se referă doar la titorii, ci și la ajutorarea semenilor noștri aflați în dificultate, pe care slujindu-i, îl slujim pe Hristos. Acum, în preajma clipelor de bucurie și de lumină, bunătatea sufletească, în mod normal, trebuie să crească. Nu în zadar, zice colindul, acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun. Închinându-ne în fața iezlei din Betleem, în care se află pruncul Mântuitor, vă îmbrățișăm pe toți cu drag, vă binecuvântăm și vă dorim sărbătorile Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei să vă fie fericite. La mulți ani!